protestez a doua oară la primăria lui Ciucu, pentru că n-au reacționat nici cum la flash mob-ul meu de săptămâna trecută și la solicitarea mea de răspuns pentru petiția din martie anul trecut. Am primit o confirmare că solicitarea mea a fost înregistrată. Mă întâmplă. Dar era o petiție despre simboluri naziste. Și aveam un număr de înregistrare deja la petiția de anul trecut, din primăvară. Mi-a răspuns eu. Și am zis, băi, ați înregistrat-o, dați-mi un răspuns. Atât de bine lucrează primăria lui Ciucu. M-am liberat. Un egist. Și că ziceau să mă adresez la poliția locală, care mă amendează în lipsă pentru motive inventate. Să am încredere în poliția locală. Și până la urmă, poliția locală subordonează lor, primărie. Nu cred că poliția o să se ducă. De fapt, am primit un răspuns de la poliția locală, sector 6. Și că nu i-am prins în flagrant. Nu știm cine sunt autorii sfaturilor de pe clădiri. Bun, dar faceți demersuri, ceva, la administrația blocului, la administrația clădirii celeia, ce e o căsuță acolo, de punct de termificare sau ce-o fi el, transformator electric, din subordinea primăriei. Faceți demersuri să intervenă și să șteargă mesajele celea ilegale. Nu face nimeni nimic, nici administrația, nici poliția locală. E clar că nu-i deranjează. E clar că sunt și ei cam certați cu legea, cu drepturile omului. Nu i-ar deranja să revină legionarii fașiști la putere. De cum face capacul ăsta, nu vrea să intervine, să-l oprească. De câți ani face capacul așa, pe drum? Thank you.
un protest, o persoană care este obligată să se legitimeze la solicitarea organului legală. Da, legală. Păi vă rog care să motivul legal să mă legitimați? Fac o verificare, vă am văzut aici. N-aveți voie să mă verificați, da, că mă intimidați. De ce mă verificați? Am văzut că vreo lege sau e... Sunteți timid? Da. E dreptul meu să-mi protejez datele personale. E dreptul meu să-mi protejez datele personale. Pentru ca să văd dacă ați făcut temeiul legal al acestui manifest. Eu am anunțat primăria. Unde? Dați-mi un document, arătați-mi. Eu vă spun că am anunțat. Nu dumneavoastră arătați-mi din moment ce nu mi-arătați ceva, înseamnă că nu aveți. Primăria București am anunțat. Vă rog frumos să mi-arătați acel mail. Ați filmat, v-ați săturat, opriți asta și arătați-mi. Luați-vă autorizație. Luați-vă autorizație și după care veniți. Legea 60. Arătați-mi, vă rog frumos. Legea 60, refuzul de legitimare, nu 60, adunărilor publice. Aia citiți-o și respectați-o. Vă luați autorizații, vă luați totul ok și puteți... N-am nevoie de autorizație, domn poliție, chiar nu e necesară autorizație, nu înțeleg. Cum să nu fie necesară, domnule? Schimb la dumneata, e necesar motivul legal de legitimare. V-am spus, arătați-mi că dumneavoastră ați făcut... Protestați în fața... Foarte bine. La intrare în instituție... Da, protestez pentru că asta vreau, e un drept fundamental. Ok, nu treaba dumneavoastră, dar mie arătați-mi, vă rog frumos, documentul prin care dumneavoastră ați făcut solicitare către primăria capitală. Și aprobarea respectivă o aveți? Nu mai e-mail. Unde este? Arătați-mi și mie, vă rog frumos. De asta am zis. N-am cerut altceva decât să mi-l arătați. Ați venit pregătit, nu mai pus pe scandal. Din ce am observat pe YouTube, nu mai așa. Numai cu așa ceva vă ocupați. Ar trebui să vă căutați și ceva de lucru. Poate vă mai trece aceste supărări și aceste proteste ale dumneavoastră. Frustrări. Solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată cu numărul 10-25-7. Dar nu e necesară o aprobare, omule. Da. Una este depuneți. Ia uite, registratura primăriei București. Așa. Solicitarea a fost înregistrată cu numărul 1025 din 7 ianuarie. Așa, unde spune? Și să vedem și aprobare, că s-a aprobat cu cererea. Nu e necesară aprobare, omule, nu e necesară aprobare, nu înțelegi. Unde este mai departe, arătați-mi, vă rog frumos. La această cerere a dumneavoastră. Nu puneți mâna pe telefon. Da, nu, nu, uitați-vă puțin. Se analizează și se... Deci dumneavoastră aveți dreptul aici să unde spune. În Constituție spune nu, că... Nu, solicitarea, păi spune în următor, solicitare. Eu am făcut o solicitare pentru asta. Aveți aprobare? După ce am aprobare, nu e necesară aprobare. Nu, domnule, aprobare. Cum să nu fie necesar? Da. Citește legea 60. Stimate domn. Fac solicitare, se notifică și gata. De aceea vă rog frumos. De notificare, e un drept fundamental, scris în Constituție și în Constituție. N-am nevoie de aprobare. Thank you.